Uite una, uite una. Te-ai scos, ești prima. Nu se poate. Ia-o de jos, de pe picior. Ia-o da, de pe picior și deșurubează, da? Să rămână cu miceliu, dacă se poate. A deșurubat o ciupercă, deci a vânat ciuperci. Uite, pe asta mare n-ai văzut-o. Păi, dar e mușcată. Nu contează. Ciuperca bătrână face exema bună. Deci dacă nu plec în Franța cu o roșie din asta... Nu-s pictate. Vai ce de legume frumoase! Îți mulțumim din suflet! Ia uite că avem și dovlecel, super! În Franța nu există roșii din astea ca la noi, nu! Doamne! Stai! Îl gust! Fantastic! Cresc merele în pom! Doamne, n-am mai văzut în Franța, nu cresc merele în pom, nu! Tai bucăți mai mari? Da! Da? Vă, da, ce mari! Și stai și o bucată mai mică, să mănânc și eu puțin. Să stai și ție, nu? Un pic așa. Bun. Mi-am pus clopul. Dar am venit și câteva. Nici nu știu la ce să mă uit, la taizuța la clopul. L-aș spune așa. Da. Aveam 5 ani când l-am primit de la moșul meu. Oh. Un costum întreg național. Deci am înțeles ce ți-a rămas un pic mic. Salutare! Azi la Super Cireașă avem duelul bucătarilor cu o distribuție de o seme pomeniți, nu alta. Capitanul primei echipe este Vali Coman, regele ciupercilor găsite, studiate și gătite. El face echipă cu artista Cameleon, Rona Hartner. Adversarii lor sunt, țineți-vă bine, maestrul Horia Vârlan, dornic să vadă pe pielea lui cum e să fii musafir al emisiunii, și Andreea Perju, care vrea să arate că e și drăguță și hărnicuță. Hai frumoșilor, la treabă! Numele și prenumele. Rona Hartner. Valentin Coman. De fapt, invers, Coman Valentin. Vârsta. 44. 50. Locul nașterii. București. Luj-Napoca. Starea civilă. Tânără divorțată. Ne. Copii. O fetiță. Zero, sper. Profesia. Actual singer dancer. Profesor de chimie fizică. Poreclă. Rona, Ronski, Ronel, Ronini, Ronișoara. Vibuletu este porecla de imagine și Ulisse porecla pentru prieteni apropiați. În copilărie, ce visai să te faci când vei fi mare? Visam să mă fac președinte. Ca orice copil, să te faci mare. Care crezi că e principala ta calitate? Știu ce vreau, sunt pionieră și am foarte multe idei pentru viitor. Sunt corect. Care sunt hobby-urile tale? Croitoria, pictura, sculptura, grădinăritul. Partea de funghi, macromicetele, practic, gătitul. Muzica preferată? Jazz. Muzica populară. La ce vârstă te-ai sărutat prima oară? La 14 ani, pe piesa Purple Rain. La 14 ani? Când ți-a fost ultima dată frică și de ce? Wow, nu mai țin minte când mi-a fost ultima dată frică și de obicei nu mi-e frică de nimic. Cred că de mult, pentru că am început să trăiesc fără frică. Unde ai petrecut cea mai frumoasă vacanță din viața ta? În Moscova. În Caledonia, în Noua Caledonie. În ce țară ți-ar plăcea să locuiești? Păi, locuiesc în țara în care îmi place să locuiesc, locuiesc în Franța. În România. Ce notă ți-ai dat pentru cât te pricepi la gătit? 4. Cu felicitări. Da, perseverența îmi place. Pentru că sunt apreciat de prieteni, 10. Pentru ceilalți, oricât. Care este mâncarea preferată? Sushi. Tot ce e legat de ciuperci. Ciorba, aperitiv, felul 2. Ce nu-ți place să mănânci? Nu există mâncare pe care să nu o mănânc. Îmi plăcea pilaful. Acum am început să mi-l fac cu ciuperci, îmi place. Ai ținut vreodată cură de slăbire? Țin tot timpul cură de slăbire. Nu. Cum ți-ai caracteriza, într-un singur cuvânt, partenerul de echipă? Wow! Talentat! Ce preparație ai dori să aveți de gătit astăzi? Sper să mă ajute Dumnezeu să nu mă otrăvezi de la atâtea ciuperci. O salată fresh de ciuperci. În procente, ce șanse crezi că aveți să câștigați la Super Cireașa? Eu zic că am 80%. Tu ce zici, Lora, dragă? Avem 99% sau 95% șanse să câștigăm. În schimb, eu cred că domnul Vârlan va fi un pic dur cu noi și nu o să ne lasă să câștigăm. Din ambiție, cred. Se
servus, dragă. Așa se zice la noi în Ardeal. Bonjurică, deci așa zice, servus, dragă. Servus, dragă, ce da. Ce frumos. Așa. Mă bucur să ne revedem și sper să putem să impresionăm pe invitații noștri cu ceva preparate interesante. Pentru mine va găti astăzi Big Boletus, adică Vali Coman, care este inginer chimist. Mi se pare că e profesor sau conferențiar la Universitatea din Cluj, împreună cu Rona Hardner, care este atât de înflorată că de-abia o deosebește de peisajul ăla superb de acolo. Eu propun să avem și aperitiv, și ciorbă, și felul doi, și desert. Ce, să mergem pe toată paleta asta. Eu zic, dacă vin oamenii să nu ne batem joc de ei, să mănânce ca lumea. Baza e ciupește și cu siguranță mergem în pădure. Mă gândesc să vedem și ceva, un smântână, un unt, unde ar trebui untul pentru crema asta, care o facem, pasta asta, așa, să vedem ce găsim pe aici pe la oameni. Mai ales că untul ne trebuie, cred, și pentru pește, nu e bine să ai un pic de unt, așa, nu, ca să-i dea o chestie mai dulce. Dacă îl facem peștele la grill, poate că nu mă lungem un pic, ca să nu se prindă, dacă îl facem la tigaie, poate mă-l tragem un dar mie îmi place mult de tot, când pun fileu de pește, așa, un pește alb frumos, îl fugăresc un pic în unt, foarte puțin și cu lămâie. Stop! Și frumos. A plecat. Chestia asta și place așa mai tandru. Ideea ta. O să profităm de ideea cu peștele fugărit, da? Și o să-l punem pe un pat de cartofi. Inventăm noi chestia asta de parcurs, deci trebuie și cartofi. Fugărit aprins! Prins deasupra... Să înțeleg că eu am să curăț tot. Am înțeles. Am de muncă pe ziua de azi. Lasă că curăț și-l prins tu. Prind eu peștele! Yes! Vor pescui pești de adevăratele? Și o ciorbă, mă gândesc să ne profilăm tot pe ciupercuță, ce părere ai? Da. Dar da. Nu facem cremă franțuzească, o facem o ciorbă ca să se preteze pe loc, pe zona așa locului. Și bucățelele alea de ciupercuțe. Hai să punem și vă două, trei întregi, vorba să le facem o surpriză. Zic, nu, o ciupercă întreagă, să servească așa ca aici. Să ia să aibă și un felul doi deja din supa. Fantastic cum zboară plutonii pe acolo, pe lângă părul Rone, mă întreb, oare nu o zbura și vreo albine să se așeze, să îi soarbă nectarul? Felul 2, ce părere ai? Să mergem tot pe ciupeci, o tocăniță tradițională de zonă, ce părere ai? Să se face o ciulamau, nu știu ce, să facem poți să mor după ciulamau de ciuperci. Și eu vreau ciulamau de ciuperci, se poate? Sau să facem niște ciuperci pur și simplu, numai în sosul lor, să le simțim aroma cu un pic de pătrunjel verde. Ciuperci simple, așa, da, fără nimic, doar ciuperci în zeama lor, nemaipomenit. Dar oare de ce să mâncăm așa? Ce suntem, animale? Animalele în pădure, când merg și văd ciuperci de acolo și hap, le mănâncă. Nu mai pun sare, nu mai pun niciun fel de zeamă, le mănâncă așa. De ce să le mai spele? Dar de ce să le mai culeagă? Ne trimite pe noi la culeze ciuperci și mâncăm pe acolo. Ne punem în patru labe și începem și paștem ciuperci. Ca ursul. Mă gândeam să vii tu cu o propunere de desert. Ce ți-ar tini mai mult? Măi, mi-ar place, uite, putea să le facem o tartă de nuci sau fia. Că există un desert unde dacă pui ciuperci, ele iau gustul dulce. Vezi, mă, fiind actriță, nu se gândește pur și simplu la gustul ăla de ciupercă, la mămăligă, cu ce mănânci ciulamau. Nu, gândește. Se gândește în mare la epopeea ciulamalei de ciuperci. Wow, ar trebui scrisă o carte, dar ar fi mai bine să fie scrisă o operă. Ciulamaua de ciuperci, ciuperci, Aida de Rona Hartner. Să știi cum se numește misiunea asta? Ah. Super cireașa de pe tot. Și știi ce mă gândesc? Facem niște gogoși în formă de cireașă și băgăm compoziția asta cu brânză înăuntru și le surprindem și pe invitații noștri. Gogoși în formă de cireașă, adică de la micuțe, știi? Foarte interesant. Umplute cu ciuperci. Mamă, ce dulce o să fie. Dar eu zic să mergem să vedem locurile de pe aici. Aolea, ce le dăm de băut care să meargă? Băutură de ciuperci. De ce să nu bem ceva o ciupercată? Suică din zonă. Suică din zonă și le facem un fel de limonadă cu ciuperci. Da. Propun un fel de fresh de micoză. Că așa e tot ciupercă. La la la! La 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 la! Cum să fac mor sau Scufițul și scufița roșie. Hai scufiță, hai scufiță să vedem. Ce trebuie să... E o zonă umedă, bună, okay, pentru ciupercuțe. Hai că sunt simpatici amândoi așa, în pădure. Dacă vine ursul, fuge. Doamne, apa asta! Pot să beau? Cum să nu? Vrei să bei? Pot să beau apă de aici? Hai, dragă, să bem. Scufița roșie o să bea apă din pârâu. Doamne, oare unde e țara în care în pâraie curge bere? Acolo mă duc și eu. Ce zici? Doamne, ce gustare! Mai bea. Rona nu mai locuiește în România.
atunci, locuind în Franța acolo, mă gândesc că apa din Franța n-are gustul ăsta al apei din România. Bă, în România apa este apă ca pe vremuri. În Franța, apa din izvor curge deja filtrată și îmbuteliată, eventual. Și curg sticle în loc de, știi, loc de apă. Pârâul e plin de sticle care curg. Hai să căutăm și ciuperci, mă. Hai să căutăm ciuperci, da. Uite una, uite una. Te-ai scos, ești prima. Nu se poate! Iau de jos de pe picior. Iau, da, de pe picior, da, și de șurubează, da? Să rămână cu miceliu, dacă se poate. A, așa, perfect. Așa. A deșurubat o ciupercă, deci a vânat ciuperci. Uite, pasta mare n-ai văzut-o. Păi, dar e mușcată. Nu contează, poate să fie. E ok? Sigur că nu. Cine a mușcat-o? Ioi, ce frumos. Mă mai bătrâneau un pic. Fiecare și-a găsit după gustul lui. Asta e boletul Sedulis. De obicei tânără e așa, tânără deschisă la culoare aici, din cauza vegetației s-a închis un pic la trup, s-a pigmentat, uh-huh, pentru că, uh-huh, au avut mai mult soare aici și aici mai puțin. Aha. Și după aia, ăsta e crem de obicei. Aha. Astea sunt papilele caduce, astea buretele. Aha. Și în secțiune, de ce frumos arată. E mai bătrioară puțin ciuperca, dar vorba aia, ciuperca bătrână face eczema bună. Ăla mi se tot... Ba da. Fii atent, fii atent. Am găsit avem. Și eu unul mare. Deci tot de la rădăci. Dar e bun să-mi spui dacă e bun, să nu iau ceva. Wow, ce frumos, e senzațional. Și noi făceam ăsta, le prăjeam, uite, exact așa găseam peste tot și le prăjeam pe foc. Am mâncat o dată, frate, până s-a îmbolnăvit. Prăjit se poate doar în tigaie cu ajutorul unui adaos de grăsime. Ulei, unt și așa mai departe. Putem să le frigem pe foc. Rona, da. Atenție, spune-te. Da. Vreau să mergem acum la o doamnă care știu care solar. Ah. Și s-ar putea să găsim legume. Mergem la solarul de legume. Dar de ce nu mai sunt legume în grădină, numai la solar? E aici aia? Uite ce frumoasă casă. Doamna Lili! Doamna Lili! Doamna Lili! Doamna, bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Doamna Lili Liebken. Da, în Ardeal nu se spune Liebken, ci suntem în Germania. Doamna Lili H! Ce avem pe listă? Ioare, ce da. Avea nevoie? Niște ceapă, niște roșii, ardei iute. Cimbru. Dar cimbru nu-l găsesc acolo în natură? Că acum e perioada în care se mai recoltează cimbru și pe lângă casa omului. Dar nu mai exista cimbru acolo în Ardeal? Fantastic, numai în solar. Eu am făcut o mică listă, dacă vă dau și dumneavoastră ne strângeți, da, câte ceva din ce aveți. Da. Așa. Cât vă ține sufletul. Vor trebui să gătească 5-6 feluri de mâncare într-un timp record, adică în vreo 6 ore. Îți dai seama, de-abia se vor descurca. Oho! Doamne, nu-mi vine să cred. Deci dacă nu plec în Franța cu o roșie din asta... Nu sunt pictate. Doamne, cum miros! Sunt chiar naturale. Vai ce de legume frumoase! Sunt mai bune. Îți mulțumim din suflet. Ia uite că avem și dovlecel, superb! Da. Te invităm și la masă, dar nu astăzi, că acolo avem astăzi alți invitați. Eu o să vă par un pic așa sălbatică, dar... Mușcă roșie, a? Mușcă, curaj. Cum era pe vremea, da. Mușii proști pe ceilalți din zonă. De ce fruct? În Franța nu există roșii din astea ca la noi nouă. Roșiile românești sunt recunoscute peste tot. Chiar și în America Latină, de acolo, de unde vin ele. A, păi există roșii ca România. În România solul e plin de flori, de aur, de nu știu ce, de toate le găsești. Telefoane mobile, euro, sunt peste tot prin grădinile și curțile primarilor... parlamentarilor și așa mai departe. Doamne! Stai. Gust! E perfect! E perfect? Mhm! Wow! Hai să-ți trag creanga și să-l ieși pe ăsta dacă ajungi. Mhm! Uh-huh. Ajungi. Arunc! N-ajungi. Uite aici. Mere, adevărat. Oh, super! Fantastic! Cresc merele în pom! Doamne, n-am mai văzut... În Franța nu cresc merele în pom. Nu. E frumos, arată, bună ziua! Floarea seara trebuie să gust neapărat. S-ai grijă să nu-ți vină și prietena de spiuță sau albinuță. Ioi, ce bine arată! Albinele din România dau miere incomparabil mai gustoasă, mai puține decât albinele din Franța sau decât cele din țările civilizate care au fost la cursuri speciale de polenizat. De rapiță. Rapiță foarte dar sănătoasă. Dar unde vine albinuța și te duce numai la anumită... Asta o să gust. Le-am dus la lan. A, le duceți la lan. Se mută toți lupii. Doamne, ce bunătate! Ce gust diferit!
Mă, când mănânci o linguriță de miere din albina românească, este nemaipomenit. Ce facem? Încercăm să mergem pe o tentă aromată la produsul de desert? Da, eu zic că dacă pui cu ciupercuțe, nu? Ne poți da un borcan mai micuț ca să nu... De munte? Așa, de munte. Și eu zic că ne ajunge. Un borcan de munte. Mai mic. Borcanele de șe sunt mult mai mari. Mergem să luăm lactatele și după aia acolo se ajutează. Și pâinea, să nu uităm de pâine, că eu nu știu că avem vatră unde să le facem, știi? Adică... Se aștepta cineva să facă Rona Hartner pâine? Hai pe bune! De obicei, oamenii își lasă plasele agățate în gard. Așa? Și cu banii în plasă câte pâini le trebuie. Vine mașina de pâine, se uită câți bani mi-au lăsat, atâta pâine pune. Ce chestie! Nu fură nimeni. Genial! Nu ia nici bani, nici pâine. Uite pâinea! Exact! Și noi acum ce facem? Cum ar fi? Furăm pâinea omului? Dar de ce nu vă duceți până la magazin? Nu există magazin acolo? Mulțumim, mulțumim! Ne bucurăm de oaspeți! Am venit să vă cerem câteva, ceva pâine, că noi vrem să facem... Am povestit, uite ce faină e! Cum să nu? Aici... Alegeți-vă de care vreți! Au, face! Este făcut așa și... de țară! Și că pâine de țară! Păi nu ești la țară! Da, știți de ce, știți de ce am venit? Știm că aveți o gospodărie minunată și mai știm, și mai știm că... În limita posibilităților. Și mai știm că aveți văcuță, că da. Aveți... Mă, dar de ce nu-i zic vacă? De ce-i zic văcuță? E una mică așa, cât un șoricel, cât un hamster din ăla? Nu-i vacă cum e vaca mare. De ce spunem văcuță? Cățel, pisicuță, toate sunt micuțe. Și noi suntem micuți. Cred că avem nevoie, știu eu, de ce ai spus tu, unt? Lactate, unt, smântână, da. Scuză-mă, ouă, brânză, caș. Wow! Asta e o telemea foarte bună. Vreau să gust. Ce zice bună ta, de ce bine arată. Rona este numai în gemete. Pentru fiecare tip de produs are cât un specific. Da, suntem salvați. Și dulceață sau mâncați un cu un pic miere. De miere, da. Da. Exact, asta a fost, i-aș fi dit gândul. I-aș fi pus miere pe brânză. Oh, da, este sofisticată. Face mâncare japoneză. Pune mierea pe brânză. Wow. Lăsați când iau eu. Of, Doamne! Cea mai mare rămână amuletă. Aștept să veniți de câte ori doriți. Dar chiar, e un loc unde trebuie să revenim. Să rămână. Păi nu numai acum, și de altă dată. Da. Mulțumim din suflet. Leau, stați liniștită. Wow, ce de lucruri am luat. Cele mai bune produse de pe fața pământului se găsesc în România. Din cauza asta, Rona Hartner s-a mutat în Franța. Bună ziua! Bine, Boletus este foarte priceput la ciuperci, știe să le gătească. Crezi că o să ne facă un preparat Rona cu ciuperci? Rona este veselă și este ceea ce trebuie să fie o femeie la un moment dat. Adică, știi, este soarele. Ia, nu. Și cazul tău. Este cea care luminează, cea care încălzește. Dă căldură și îl inspiră. Nu poți să zici că e muză, că nu neapărat, că nu face pictură sau sculptură, dar totuși ea îl inspiră. Să uite, e frumoasă, mamă, face mâncare bună așa, să te văd. Dar înțeles, eu sunt eclipsa, adică eu sunt și soarele și luna. E doar soarele. Cum și soarele și luna, mamă? Păi eu vreau să fiu și soarele și luna. Păi dacă pe ea ai pus-o soarele, eu vreau, vreau să fiu, amândouă. Deci soare, lună și eclipsă, mamă. Tu ești cumva leu? Nu sunt leu, așa par. Nu sunt capricorn, dar tot aia e. Capricorn e bine. Eu sunt pește. Da? Da. Crap. Crap? Da. Am înțeles. Bine că nu e somon. Nu, mă rog, somonul e bun. E gras. Nu dai de crescătorie. Dar stai că și crapul e gras. Și nu de captur, e gras? Crapul e gras natural. E gras natural, somonul... Știi din ce cauză crapul gras? Nu știi. Pentru că a mâncat sandwich-ul de dimineață, așa. A băut laptele și a dormit la prânz. Și pălinca. Ai uitat de asta? Nu bea pălinca asta. Nu bea asta? Zici tu? Nu. Deci o să fie așa. Number one și number one second. Na. Așa. Păi,
Mulțumesc frumos. Rona nu are bluză, Big Boletul s-a așezat pe scaun. Hai să ne apucăm de treabă. Măi, ce se întâmplă acolo? Ca să înțeleg, ce facem? Cum adică ce facem, Rona? N-ați vorbit despre meniu până acum? Facem o salată. O să încerc să caut din cele mai tinere, ca să fie mai gustoase și mai savuroase. Așa. Astea care sunt mai bătrâniară, o să facem ciorba de hribi, pe care am zis cu afumătură, cu cea mai pregătită acolo pe masă. Și o să fac o tocăniță de ciupercuțe trase în unt, cu puține sare, piper și pătrunjel verde. Asta o să meargă lângă preparatul unde să avem scordoleaua sau preparatul care o să fie cu peștele. E foarte interesant ce ne spune Vali Coma, adică Big Boletus, dar mi-aș dori totuși să și gătească. Că de povestit, acum ne-au povestit, ne tot povestesc de o bună parte de timp, dar de gătit n-am văzut nimic. Oi, ce frumos arată! Dar ziceai că e plină de apă, ciuperca? Da, 90% are apă. Oh, și așa de pe tort, e ciuperca de pe tort. Ah, se superb! Da. Se superb! Un pic cam tare! Aia trebuie să fie așa, ai consistență. Trebuie să fie fermă, așa. Mă întreb de ce n-au cules și un falus impudicus, care se găsește prin pădurile românești și l-am depistat și în cartea referitoare la ciuperci a maestrului Vali Coman. Este o ciupercă care are o formă interesantă. Ca să nu mai pierdem timp, hai să luăm ciupercuțele care sunt mai fragede, mai fine, mai mititele, mai așa, da? Astea și să-ți arăt cum mă gândesc o să le tăiem, pentru că eu vreau neapărat ei să, deci când vor servi, să simtă și ciuperca. Tăiem piciorul în două și vii pe. Aha, și poți să tai și bucăți mai generoase. Mă uit la Vali Coman cât e el de mare așa și folosește un cuțitaș așa cam cât e degetul mic de la mână. Doamne, ia și un cuțit mai ca lumea așa, te rog. Să fugim o țără din emisiune, să ne mai luăm un vas ca aici când toate peste tot sau să tăiem un dovleac și facem un vas dintr-un dovleac care să ne face salata. Că-ți găsești singura soluție. Eu zic să nu vă obosiți prea tare. Hai că pe mine m-a luat frigul din nou. Punem ștar de iute, aici am făcut ceapa. Pun un pic de sare. Așa. Să punem povestea asta, ciupercuțele. Vrei să le pun într-un de asta să se usuce? Nu-i cazul, nu. Că dacă le punem la uscat, ne-am pucă ziua de mâine. Gătitul în aer curat ar putea să îi obosească pe amândoi și să extenueze, să nu mai poată să facă nimica după aia. Ar trebui să se mai oprească, să mai ia o gură de aer, știu eu. Sau altceva. Eu am pus uleiul, să mă dau mare. Am venit din Franța Express să pun uleiul. Iarăși mi-e cald. Draga mea, ăsta e gata. Wow, ce trebuie super să lăsăm să-și atragă acum aromele. Și după ce-și atras aromele, putem să-l aranjăm. Vreau să-l miros. Dar poți să-și gust. Din nefericire, nu? E gustul nu. Care e peștinal. Deci miroase o minune. Este interesting. Iarăși mi-e răcoare, așa că m-am cuvântat. Deci, știi ce mă gândesc? Hai să facem așa. Nu, să nu te las pe tine, este un spetar, o să tai, o să tai. Nu ți-a face sushi, țărănesc? Sushi din zonă. O să mâncăm păstră? O să avem brânză, ceapă și slănină și după aia scobitoară. Uite, ce părere ai? Și aș mai pune ceva de culoare deasupra. Dă-mi un pic slănină, să știi ce pun? Dar vreau să fac o creație și eu, ceva de genul ăsta. E frumos. Păi ceapa cu slănină e sushi? Alo. Eu nici nu pot să le mănânc. E frumos, dar o faci în altă dată. Eu nu pot să le văd. Pitie. Mă, de cum să mâncăm slanina? Noi suntem francezi. Merde. Așa, puneți amprenta. E perfect. Așa, vreau să punem bine. Jumate, știi? Lasă-l, e perfect. Fac două de persoană, știi? Ok. Că pe urmă cu salătuca pe care o pui, cu nu știu ce, cu crema, spumă, cu nu știu ce, eu cred că... O să fie. Impresionăm! Măi, băiatul, dar ce-au gătit până acum? Au făcut 6 sau 8 ferii din alea de ceapă peste care au pus brânză, o ferie de slănină și ardei iute. Oh. Păi, tu crezi că e chiar atât de ușor? Degeaba râzi. Nu, e greu. Am pregătit între timp materialele, ingredientele pentru zama de ciuperci. Să-i dăm drumul. Ce frumos miroase, Doamne, ce-mi place ceapa calită. Deja începe să miroase bine. Da. Ia să vedem, ce facem? Am pus un pic de apă să o mai stâmpăr, că... Doamne,
Doamne, ce frumusețe! Sofia, demenția! Merișoarele la sfârșit, nu? Da, da, să nu se spulberă. Păi da! Eu nu înțeleg de ce bagă merișoarele alea peste tot. Merișoare în suc, merișoare în salată, merișoare în ciorbă. Mă gândeam că o să mâncăm ciuperci, că Big Boletru se renumit în ciuperci. Dar adunat niște ciuperci de alea vechi, care erau deja bătrâne, cum le-a și spus, cred că or fi ieșit la pensie și nimeni n-a vrut să le culeagă. Și atunci ce a zis? Ia să dăm lui Vârlan. Iată, așa. Deci așa, la aperitive. Spumă de ficat, check. E aproape, făcută. Aproape check, că mai trebuie să o punem pe pâine. Aha, păi nu de bruschete. Până atunci, eventual, putem să ciuruim pâinile. Bine, ciuruiesc eu pâinea. Forma, salată, ciuperci. Aia trebuie, e la frigider. Check, da? Bun, mai departe. Zeamă de ciuperci. Aici, imediat, gata. Așa, felul de peștele păstrăvu cu cartofi. Asta o să-l facem imediat. Acum. Așa. Și desert, uite, avem, ori ne apucăm de desert, ori dacă nu ne apucăm de fresh. Uite, hai să facem fresh-ul, că băga la frigider, păi, băgăm cu de gheață și perfect. De fapt, fresh-ul de ciuperci este un mix de siropuri cu apă, în care o să pună ciuperci. Mamă, ce fresh de ciuperci au făcut! Senzațional! Dar n-are gust de ciuperci, de unde? Are gust de sirop. Așa, cum zice ucenic implicat, ai mai avut vreodată? Nu am avut niciodată ucenici, am urmat parteneri care au lucrat. Da? Mă bucur, dacă ești implicat, înseamnă că o faci și cu pasiune. Și asta contează foarte mult, știi că... Rona, și eu te felicit. Ești într-adevăr o artistă. Lăsând gluma la o parte, ești senzațională. Picasa, cum să zic. Și eu am descoperit să... Am început să fac de mâncare începând cu vârsta de 26 de ani. Până atunci nu știam să fac nici măcar cafea. Și prima mâncare pe care am învățat să o fac a fost în Africa. M-am dus în Africa și acolo toată lumea știa să facă de mâncare și mi s-a părut ciudat că eu nu știu să fac nici măcar cafea. Și atunci am început să întreb pe oameni, mă, cum se face mâncarea aia, nu știu ce. Și mi-a trimis la anumite mâncăruri ca să le descoper ingredientele secret. Trebuie 6 luni. Sunt curios ce-o fi făcut în Africa. De ce a fost nevoită tocmai în Africa să se apuce de gătit? Ce e chestia asta genială? E o butelie de gaz și un primus mic. Și facem o, îi facem o poveste frumoasă. Să, și vrei să spui că acolo tu faci de mâncare, așa? Acum am pregătit de mâncare, stăm la o poveste, bem un suc. Nu face probleme, că nu sunt bine. Ce drăguț! Yay! Ce flacără mare faci! Vai măi, Big Boletus, dar ce flacără mare ai! Cum de-ai tu flacăra atât de mare? Te rog, eu trebuie să fiu cu mâna pe clătițul, da? Ce să duc? Să punem un pic de sare. Sare. Aici, pe masă, în fața mea. Acum să dai tu cu ronțăita alea, cum se zice. Poți? Așa. Mai. Păi da. Vedeți, perfect. Am pus... Usturoi am văzut așa. Usturoiul arde iute și... Perfect. Pune-le frumos în ploaie, frumos să legăm ploaie, băi, bine, și așa, facem-ne ploaie frumos, așa. Mai așa, mai ploaie. Da, o să le las acum să-și atragă gusturile, de obicei trag de pe foc și las la rece. Și las așa cât un pic fierbințeala să rămână aroma de usturoi. Doamne! Stai că-ți dau să guști. Și cum miroase! Stai că-ți dau să guști. Se încadrează? Pot să zic eu în locul ei? Mama e divină. Mamă, ce... Scuzați-mă, invitați-mă, nu știu, dar știu că v-am complicat viața și că mâine va fi imposibil să ne egalați. Nici măcar să ne egalați. Asta e situația. Ce să vă facem? Asta este. Profitați de acest moment pentru că n-aveți ce să inventați. Mai tare de atât. Îmi pare foarte, foarte, foarte rău pentru voi. A venit căruța. A venit, dar cât e de frumos aici. Când zic că e frumos. Ăștia cei că sunt bavarezi, ăștia care au pârbă picioare, știi? Zici? Auzi, dar de ce ar trebui să mă plimb cu căruța în Florența când pot să mă plimb aici, în România? Ia. Mamă, nu! Era să cad, vezi, nu mai sunt obișnuită. Când eram mică și când mai cu căruța mergeam și mă urcam sus pe căpița de pământ, păi normal! Da? Păi da! Doamne, ce foame mie! Ți-ești foame? A, că abia aștept să văd ce au gătit ăștia, nu mai pot de... De curiozitate. Cum ar fi să nu gătească ceva cu ciuperci? Cred că aș fi dezamăgită. Și eu. Sincer. Și eu. Este și perioada acum în care se recoltează o grămadă de ciuperci. Se recoltează. Folosesc termenul de ăștia, pandosiți. Unde toată unde lumea... Unde le găsești, eu aici, la câtă pădure e. A,
acum la masă, la cina asta minunată, o să te comporți la fel cum te comporți în fața laptopului? Dar tu ai impresia că eu în fața laptopului sunt nenatural? Nu, niciun caz. Crezi că joc vreun... Nu. Cred că ești foarte critic. Nu, așa sunt eu. Și cu mine sunt critic. Și așa o să faci acum? Da. Știi, sunt puține persoane cu care nu sunt critic. De exemplu, cu tine nu pot fi critic. Tu nu știi că sunt imaginea răutății? Nu, eu nu te percep așa. Că mi se spune Machiavelli. Cine îți spune așa? Soția. Singur. Păria, spune-mi și mie, printre altele, unde mergem acum? Păi mergem undeva în apropierea casei memoriale a lui Avram Iancu. Pe bune? Da, este un loc foarte frumos, o grădină frumoasă cu iaz, au pești acolo. Este proprietară o doamnă deosebit de drăguță, se numește doamna Leni. Doamna Leni? Da, bine, e o femeie... Au sosit musafirii și Andreea. Mă rog, au sosit Andreea și musafirii. În seara asta ești domnul meu. Domnul. Domnul. Ia. Așa. Stai un pic. Cu amândouă două mâinile mă țin, nu cu una singură. Una te țin, una te țin. Ia uite ce frumos sunt. Ei sunt frumoși. Și ei sunt frumoși. Da, noi suntem ceva, noi suntem chiar prezentabili. Toată lumea e îmbrăcată în ie populară, numai eu nu. Dar de ce nu? De ce nu mi-a venit ideea asta mie? Las că mă îmbrac bine. Bună seara! Bună seara! Horia? Andreea, îmi pare bine. Ali? Andreea? Andreea? Îmi pare bine? Să rămână. Te pup. Știi ce nu mi-a plăcut? Ce? Vrei să zic? Eu nu i-aș fi primit pe invitații mei pe tocuri. Mi s-a părut că nu era din peisaj. Ai poate și mâncăm cu ocazia asta. Da, chiar, măi, mame, că vă lucesc pe mâncare. N-am mâncat nișoara, dar ne lucem, mi s-a ridicat părut mâncat. Hai, haideți să mergem în spate. Dar el s-a gândit la chestia asta, că o să veniți înfometați. Te rog să iei înainte, haideți să vă conduc. Cu ce vă servim? Ce începem? Zic să începem cu... O gură de aer. O vișinată. Așa. Avem vișinată? Da, de ce sunt două din astea? Fii atent! Una e afinată! Una e pentru Rona și una e pentru Andreea? Mi-a plăcut foarte, foarte mult foișorul. Și m-am bucurat tare mult că am luat masa sunt acolo. Sunt două foișoare. Păi nu, ăla unde am luat masa mi-a plăcut mie foarte mult. Hai, da. Doamne ajută! Doamne și bine ajută! Ciocănistul de rigoare. Ăsta e sfântul care mi-e place cel mai mult. Mi-au plăcut păunia. Era o păuniță albă foarte frumoasă. E sigur că era păunița? Da, 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 da. Așa? Da? Că mi-a spus domnul Petre. Așa? Mi-a plăcut ăștia ponei. Da. Mi-a plăcut sapul ăla fără coarne. Iepurii sunt senzaționali. Toate animalele pământului sunt acolo. Dar e superb aici. Zici că ești pe Arca lui Noe. Ați comandat? Băiete! O 50 de vodka! Eu cred că au fost foarte impresionați invitații noștri de primirea pe care am făcut-o pe acest ponton pe lac. Am văzut entuziasmați, dar am văzut foarte flămâns. Da, 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 da. Am trecut foarte repede la subiect și predicat. Adică direct am adus de mâncare. Am venit. Tu ai ornat. Nu, printre altele am și ornat, dar am avut ideea să facem niște sushi neaoși. Adică sushi popular de nostru. Adică, sushi de țară. Neaoș. La mine sushi-ul a fost neaoș. Cu slană, cu telemea, cu ceapă, cu pătrunjel, cu roșii. Mai neaoș de nu se putea și cu ardei iute. L-a fost, hai să spunem, un sushi de pe tort. Asta e o salată de ciupercuțe crude, foarte sănătoasă și foarte gustoasă de astăzi. Se mănâncă ciupercuțe. Ce e aici? Și aici ai o spumă din ficat de păstrăv și am vrut de ficat de ciupercă, nu e. Nu, și cu ceapă și cu gogoșar și cu un pic de lime. Eu cred că i-am surprins. Da. Păi, vreau să spun că asta arată foarte bine. Câți ficați de păstrăva este ăsta? Cât o nu spun. Pentru că dacă spun, stic surpriza cealaltă. Deci două, trei bălți, că păstrăvii așa nu crezi că așa de mare. Aha, nu. A fost interesant sushi. Hai mă, dar nu a fost sushi. Eu nu l-aș numi așa. Adică ar fi putut să-l numească, nu știu, să-i zică gen... Șuții. Sepușă. Nu știu. Frigăruie. Să fi zis șuții. Sincer, unde ai mâncat o sushi înțepat cu o scobitoare? Trebuie să critici, că așa am vorbit. Da.
Dă-mi o pâine s-o critic, da, hai, hai. Ce mi-a plăcut mai mult? Mi-a plăcut pasta aia din ficat de păstră. Da. Tu ai gătit vreodată așa ceva? Eu am mai gătit cu ficat de... rață. Știucă. A, cu ficat, da, de știucă, da, foarte bun. Da, mi-a plăcut mult de tot, da, senzațional. Da, foarte gustos. A fost în pădure? Mm-hmm. Da. Ce-a făcut la mă? Ia răscubiță roșie și o lupul cel viclean. Vai de mine! Vezi? Ți-am zis că eu să mă întâlnesc cu ursul. Am găsit și placimuri, am găsit și ciupercuțe. Auzi, tu crezi că Rona a fost pe tocuri la cules de ciuperci? Vă mai dăm de băut. Da. Îmi place cum faceți. Bă, mă, cât de rău sunt, dar de unde le scot? Dar oricum, aperitivul, nota 10. Uh-huh. Da? Da, foarte, da, bun. Foarte bun. Bă, băiam să ne luate ficatul de pește. Da, să luate el acolo. Foarte bună salata asta. Foarte parfumată, foarte elegantă. Salata a fost excepțională. Salata numărul 1. Excepțională. Demențială. Poate că avea puțin cam multă zeamă. Ar fi fost bine să fie decojite roșiile, adică nu decojite, scoase zeama din sâmburi. Da, da, miezul, dar foarte, foarte gustoasă și echilibrat parfumată și avea tot ce trebuia. Bună, bună. Excepțional, și oricum, da, e prima, da, dată, da, când mănânc o salată cu ciuperci proaspete. Adică să fie... Ne-am mâncat deodată așa? Hmm? Eu am fost toată ziua scufița roșie și m-am gândit să vă aducem niște castroane din sânul naturii. Când au văzut prezentarea în bostănei ei amiritești cu bostanul mare, cu asta de fapt i-am dat pe spate. Am pregătit o ciorbă de ciuperci cu afumătură, sper să vă placă. Ciorbă de ciuperci! Foarte, foarte tare arată! Femeile și copiii la internet, te rog frumos! Este și afumătură mai pe jos, să fie și gol. Este și afumătura, vreau să te servesc. Deci erai la regim, da? Ne-am gândit la chestia asta, ceva lejer de regim. Și m-am bucurat că am pus la Horea bostan mai mare. Da. Adică oricum se simțea că e foame. Acum Andreea cu bostănele mei, Nicu... Da, nici nu a terminat. Exact, și de asta zic. Strica morzul pe gâște. Ok. Rona, dacă, vreau să-mi spui care a fost aportul tău la... Aportul meu? Tot ce vrei să ia, eu am dat. Nu simt puternic gustul de afumătură. Nu, pe tocmai așa, numai chiar de ochii lumii, că ciuperca trebuie să fie, părerea mea, că ciuperca trebuie să fie. Și aici tot bureța e de asta, tot... Tot hrip, pentru că ți-am lăsat ție variantele celelalte de pădure, că... Dar dacă era un pic mai cald, era diversitatea mea de ciuperci și o ciorbă se pretează mâncare ca și la pește, cu 3, 4, 5 specii de ciuperci, atunci de la fiecare gust. Acum e prada de Râșcov, care e o aromă extraordinară, însă ghebele sunt un pic mai târziu. Ciorba a fost pe gustul meu. Dar nu era acră. Dar să știi că în Ardeal nu se fac ciorbele acre. Și nu îi zice ciorbă, ci e zeamă. Zeamă, da. Zeamă. Pentru că eu am simțit nevoia să-mi pun un pic de smântână în ea. Ca să o mai acrești. Nu să o mai acrești, să-i dau un pic de gust. Nu știu de ce. N-avea gust? Nu știu, după ce am pus două linguri de smântână, mi-a plăcut mai mult. Dar nu le fier foarte mult și asta mie îmi place. E foarte bun. În seara asta, Horia m-a surprins foarte tare. Pentru că nu știu ce a făcut, ori a uitat criticile acasă, ori de la afinată, vișinată, vinuț, ce-am băut noi pe acolo, le-a uitat, i s-au șters din memorie, pentru că nu prea a criticat. Stai de că mă auzi aminte. Că nu prea a criticat. N-a criticat deloc, m-a și surprins, eu având, de altfel, având câteva critici mici, minore, revin, dar importante. Ce ziceai? V-am spus eu. Să trăim și să ne bucurăm și să ne vreau să zic că îmi place foarte mult. Și ce ați gătit este mai pomenit. Vă vine să credeți? Da. Că șef Horia zice asta? Da, mi-a plăcut. A fost ceva ce n-am mai mâncat și îmi place să încerc tot ce este nou. În afară de ce aduceți acum, mai aveți ceva? Da. A, au merișoare. Da, da. Ați fost mâncare de merișoare? Incredibil. Exact. Și aici ce e? Asta e un soi de scordolea. Făcută pe pat de cartofi cu păstrăvu. Când ne-au zis că o să aveți o surpriză cu păstrăvu, mă așteptam să ne aducă 40 de păstrăvu la grătar. Pentru că la câtă pastă din aia din ficat de păstrăvu au făcut, cât are ficatul păstrăvu?
Foarte mic, îți dai seama, dacă el e atâta, are 300 de grame, ce picăsele are, văd de pe acolo. Asta zic, deci îți dai seama cât-ți păstrăm și mă așteptam și să văd așa un mormânt. Și între ei mai sunt ăștia care au ciroză, că să păstrăm și beau. E frig, mă. Și beau în continuu, beau, asta beau, fac, beau, asta beau, beau. Și se mai strică ficatul. Bine, în mod normal sunt mai multe staturi. Am făcut unul de cartofi cu un pic de ceapă, care mai revoluționat puțin. Ardei capia copt, am pus și păstrăv. Și peste păstrăv am făcut un sos de muștar, iute, rusesc, împreună cu tine, drăguță. Rusesc? Da, rusesc din partea locului. De la Garcița Pica. Trebuie să cântăm ăla cu... Salut, mi-e rușine. Dacă nu vă răsogoliți exact după mâncarea asta. Bun, și aici este o salată de... Aia, eu zic că tu aia puteți să începeți. O tocăniță, cum vreți să-i spuneți, de Filip. Simplu, tras în unt. Da, și ce vedeți, ce este... Ce leger. Peste smântână. Filip, tras în unt. Am niște critici acum, dar pentru că sunt în echipa adversă, vreau să fiu fair, nu pot să fiu și judecător și participant în același timp, adică și arbitru și jucător. N-ar fi corect, nu-i așa? Ba da, păi nu, despre asta e emisiunea, nu? Să spunem ce ne-a plăcut foarte mult și să scoatem în evidență inclusiv punctele slabe. Are gust de sată rusească. Exact. Aia din Șalău. Da, cum... Salata aia din Șalău. Mai avem una, șuba. Preparatul ăsta, în mod normal, se face în Delta, dar este reinventat, să spunem, sau reinterpretat de noi doi, care să-l facem cu un pic de ceapă călită, cu un pic de ardei copt, deci nu cu ardei murat, cu, ca să-i dea savoarea. Eu cred că compoziția asta, se spune așa, scordolea, o apreciată. Da, sper că după asta... Mănâncă tigrit, nu te mai gândi ce mai urmează, mănâncă ca și cum asta ar fi ultim. Da. Mâncasem oricum foarte mult și soteul acela era bun, dar am simțit că dacă mănânc mai mult decât am gustat, o să mi se facă rău. Ce vrei să spui? Că e greu. E greu, exact. Soteul ăla trebuia mâncat cu pâine sau cu mămăligă. Te rog să-mi dai să iau și acasă. Adică niște hrib din ăștia, un sac, dacă se poate. Mâncarea a fost aproape sărată. Avea gust, domnule, ce să mai... Ma, eu sunt profesionist. Pentru mine gustul sării e foarte important și sunt foarte sigur de gustul meu. Nu, da, eu cred că cel mai evidentă chestie că sarea a fost suficient este că nu a cerut nimeni sare, iar noi doi suntem, mâncăm mai un pic mai sărat, așa, un pic mai picant, mai... Pe o scară de la 1 la 10, este sărat la scara numărul 8 sau 7. Nu este sărat la scara corectă. 10 este corectul. Și... Dar treceți la desert? Da. A, gata, trecem la desert? Dulceață de ciuperci! Deci dacă ați vrut să mă terorizez mai departe, făceam din praf de ciuperci clătite, din praf de ciuperci și cu dulceață de praf de ciuperci. Dar știi cât de ciudat sună asta? Oare se face vin din ciuperci? Vin? Da. Nu, dar tu l-ai auzit că a zis că face dulceață din ciuperci. Și cafea din ciuperci. Și ca să fie treaba, v-am făcut și un desert. Din ciuperci. Care are și ciuperci printre altele. Deci a zis, o regină ciupercă este pusă aici în centru. Nu trebuie mâncată. Vă facem cadou pentru... Dar este ca să știți că despre această ciupercuță este vorba. Da, nu te sper, dar arată dubios acolo. Desertul nu a fost deloc pe gustul meu. El nu arăta atât de aspectos și recunosc că acea ciupercă din mijlocul celor patru gogoși, mamă, mi s-a părut... Adică, ok, înțeleg că el este un specialist în ciuperci și l-apreciez foarte tare pentru asta. Dar au fost atât de multe ciuperci la masa asta, încât la final, când inclusiv desertul a fost tot cu ciuperci, a fost prea mult pentru mine. Am pus sare și chili. Și-a pus și ar de iute, ați spus? Sigur. Chili, ai pus aici chili? Dacă tot nu e un desert, măcar să... E desert, dar este un desert original. Mie mi s-a părut că are umplutură de chiftele. Mai era brânză sărată acolo. Nu știu, era... Deci sushi era cu brânza nesărată și acolo era sărat. Mă, brânza avea gust de slănină. Ori o fi folosit un cuțit, ori o fi scăpat la mine o bucată de slănină, avea gust de slănină și când ați zis, au făcut... Eu eram fană supă cremă de ciuperci, dar la câte ciuperci am mâncat la masa asta, cred că un an nu mai mănânc nicio ciupercă. Și ăsta ce e? Asta este invenția lui, deci... Ok, merișoare, ciuperci, așa, sigur, e un fel de limonadă. Limonadă, da.
Limonadă cu ciuperci. Da. 6 cu ciuperci? Da. Păi, prea mult. Sucul ăla sucul era mai bun decât bogoașa. Mult mai bun. Seamănă cu socata de ciuperci. Dar nu se zbucă. Are aroma de la mericioare, dar nu multă. Și ați mai băgat ceva? Merișor. Ca de trandafir. E precum socata. E bună. Într-un cuvânt, s-au gătit ciuperci. Nu mai ciuperci. Și fica de păstrăv. Doamne, Doamne ajută. Și de cartofi. Gustarea ciuperci și ciuperci. După aia ciorbă de ciuperci. După aia fel cu ciuperci. După aia desert cu ciuperci. Și sirop de ciuperci. 5 cu ciuperci. A avut recoltă bogată de ciuperci. Da, și asta n-am înțeles, știi, când au spus că... Au avut coșul mare. Eu cred că a cules Rona jumătate de zi numai la ciuperci. Ne-am gândit că n-ar strica să vă încântăm cu un pic de muzică tradițională de zonă. Și am invitat-o pe o prietenă dragă, Amalia Chiperiurian. Trandafiri de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafiri de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lucai, lucă, ea mai vede și-a iubit, nu se mai vede. Și-a fost verde sau uscat, și voi bine ați mâncat. Când ți-au plăcut caii? Care cai? Caii cu care m-ai adus da, tu? Da. Normal, mi-au plăcut și cântăreții. Ai văzut ce frumos mi-au cântat mine. Ce picioare poroase aveau. Cine, caii? Caii. Credeam că cântăreața. Păi nu știu cântăreța. Vai de capul meu! Impresionat foarte mult cai. Nu. M-au impresionat și cai, dar acum vorbesc serios, m-a impresionat bluza cu elefanți, Arone. Și mie îmi place țuică. Și elefant. Mai puțin. Eu zic să dăm notele. Andreea, nu te juca. Se treabă serioasă. Aici nu te poți juca cu munca oamenilor. Cu ciuperca. Dacă las-o ne puncte roșii. Hai, noroc, eu zic să bem, că emoția e prea mare. N-ai văzut că elefantul nu era cu trompa în sus. Știți că știu de la soacră mea că dacă nu-i cu trompa în sus, aduce ghinion? E s-o fi scărpinat și el. Păi și ce crezi? La sub braț. Că se mai transpiră trompa. La sub braț, știi, când merg. I-a căzut trompa. A, nu știu despre ce vorbiți, e foarte interesant. Nu te uita, de ce copiezi? Păi ei n-au voie. O să-ți dea unul. Am încercat să facem o veste mai rustică. Să fie mai de aici, să fie mai din ce găsim în zonă. Sunt convins că Horea o să ne impresioneze cu siguranță cu ceva aparte. De tot eu am găsit o critică așa la un moment dat. Nimeni nu-i perfect, ca și noi de altfel. Mi-a plăcut Big Boretus. E așa, un tip nemaipomenit, foarte știincios. Visează tot ce este legat de ciuperci, de pădure, de natură. A fost o seară frumoasă, la un moment dat mi-a fost tare, tare frig. Tare, tare frig și trebuia să iau ceva pe mine și am luat un pulover gros și mai fi trebuit încă ceva. Îmi clănțeneau din singură, nici nu mai puteam să vorbesc de frig. Eu am deja emoții că trebuie să gătesc schimbe mâine meniu. Și trebuie să schimb meniu. Eu vreau să gătesc cu păstră. Hai, noroc și sănătate! Mulțumim frumos! Doamne, ajută la mulți ani! Felicitări! Mulțumim din suflet și... Ne-am simțit tare bine, pe bune! Numele și prenumele. Andreea Perju, de ceva timp și Dociu. Horia Vârlan. Vârsta. 32 de ani. Destul de mulți ani. Locul nașterii. București. Galați. Starea civilă. Căsătorită. Sunt căsătorit. Copii. Copii doi. Am doi copii, un băiețel și o fetiță. Unul de vreo 28 și una de vreo 24. Profesia. Actriță. Sunt bucătar. Nu se vede. Porecla. Ciudoasă mi se zice. Horia. Care sunt hobby-urile tale?
Îmi place mult să mănânc, deci deja sunt foarte multe. Îmi place să pescuiesc, îmi place să joc șah. La ce vârstă te-ai sărutat prima oară? Destul de târziu, în clasa 8-a. Asta e cea mai tare. Păi eu știu când voi fi sărutat prima oară, că e atât de mult de atunci încât am uitat. Mâncarea preferată? Îmi place supa de cu găluște. Oh, îmi place să mănânc sarmalele de mor. Dar îmi place și mămăliga cu brânză. Ce nu-ți place să mănânci? Nu-mi place să mănânc roșiile din ciorbă. Nu-mi place să mănânc melci. Nu-mi plac. Că așa au muci. Nu-mi plac melcii. Și nu mă omor după bame. Ai ținut vreodată cură de slăbire? Slavă Domnului și cerului, nu. E ăla care s-a lăsat de fumat de multe ori. Eu m-am lăsat de mai multe ori de fumat. Așa și eu m-am apucat de mai multe cure de slăbire, dar nu toate au dat rezultate. Cum ți-ai caracteriza într-un singur cuvânt partenerul de echipă? Șef. Drăguță. Cum crezi că vă veți înțelege azi în bucătărie la gătit? Minunat. Eu mă înțeleg bine cu oricine și dacă mă ascultă, facem o echipă de vis. În procente, ce șanse crezi că aveți să câștigați la Super Cireașa? Dar cum să mă întrebe așa ceva? Dar e clar, sunt cu bossul de la Cireașa. Cum ar fi, nu? Șeful, câștigăm, nu? Păi da. Andreea, ai răbdare. Vom face treabă bună. Zi, Horia, ce gătim? Am stat și m-am gândit și azi noapte, după ce am mâncat bine ieri. Da. Să fac ceva să-i placă și lui Vali, da. Big Boletus, da. Și Ronei. O să fie ceva cu ciuperci. Ascultă-mă o secundă. Voi face la început o tartă cu brânză caș frământat din zona asta, să fie de oaie, și cu ceva, ori ciolana fumat, ori jambon, o chestie. O tartă care ar părea franțuzească, dar e cu produse locale. Da, e 100% românească. Bun. Lângă da. Ea o să pun o salată din ștevie, că acum se găsește ștevie de toamnă, da. Cu ceapă albă și cu un dressing din roșii cherry coapte din grădină. Și eu o să plâng, nu? Că pe mine mă o pui să tai ceapa, nu? Nu, pe tine o să te pun să... Să decojești roșiile cherry. Ce sarcină e odată, Andrei, să decojească roșiile. Cel de-al doilea fel este legat de ciuperci. Gălbiori, nu s-au gătit gălbiori, sunt altfel. Cu o un sos de coniac și smântână. Te rog, nu mai vreau ciuperci, nu mai vreau. Lasă, o să fie pe un strat de mămăligă moale, de fapt îi zicem polenta acum, cu ierburi, ierburi din grădină. Cu pătrunjel, cu cimbru verde, cu rozmarin verde tocate mărunt, așa ceva cremos, moale, frumos, elegant. Da, mai cu cerul cu mămăliga, dacă mi-ai zis de mămăliga, e slăbiciunea mea, da, deci gata. Un fel care o să-i placă Ronei, da. Voi face tajin, pentru că a zis că îi place mâncarea tajin, dar voi găti tajin cu iepure de câmp românesc. Mâncare marocană, hai să zicem, dar cu iepure n-am văzut. Probabil că o să pună și fructe, ca să fie pe tandem, să zicem așa. Cu măsline, direct din Grecia, aduse de mine la un moment dat, și legume care se pot pune lângă și să se potrivească cu ce fac. Voi face o prăjitură caldă de mere. Da, vom face o prăjitură caldă de mere. Nu știu preparatul de la bunica mea. Dar lângă vom pune niște jumătăți de pere caramelizate și parfumate cu coniac de bună calitate și toate astea vor fi așezate pe un pat din sos de vanilie. Dar să știi că eu venisem aici și aveam și eu niște idei, dar acum nu mai am niciuna. Deci imaginația mea a luat o razna. Acum nu mă gândesc decât la desertul ăla. Vrei să facem șnițel? Nu vreau. Doamne, dar abia aștept să mănânc desertul ăsta. Da. Sigur nu l-ai gătit azi noapte. Hai, te rog. Nu, o să-l facem împreună. Sunt curios. Avem nevoie de brânză, avem nevoie de lapte, de smântână, ouă, slănină, mai avem nevoie de niște șuncă sau jambon sau ce-o avea ciolan. Așa. Trebuie pentru tartă. Și așa mai departe. După o să
Și nu cred că nu mergem la niciun hipermarket. Nu mergem. Nu cred asta. Nu, hai să vezi că nu. Deci se poate. Ne bazăm doar pe ce găsim aici. O să mergem să vorbim cu doamna Lia, uite că stă aici. Doamna Lia stă aici? Da. Bună dimineața! Sărumâna! Oastăzi de vază! Da, sărumâna, doamna Lia! La noi! Bine v-am găsit! Ne-ați pregătit... Da, am pregătit ceva produse lactate. Da? Ce frumos! Ce-i acolo? Sirop! Uite! Sirop de afine? De afine! Andreea, n-ai mai fost la țară, n-ai mai văzut sirop. Și aici ce e? Un pic mai bătrân. Acolo v-am pregătit un ciolan, o afumătură. Ia uite, ăsta de ziceai aveți tu. Nevoie de așa ceva? Da, am nevoie pentru tartă, mamă ce bine da? Arată. E bine? E bun? E superb. Și slănină. E superb, este afumată. Încântător. Mamă ce bine arată. Deci Orică face o tartă cu un ciolan întreg, sunt foarte curios cum este. Și slănină afumată. Și slănină. Și slănină ne trebuie pentru... Iepuraș. Eu n-am știut exact ce doriți ba, dai, am pus, este am pus, excelentă. Lapte ne trebuie. Lapte. Asta este din dimineața asta mus. Foarte bun, trebuie să-l fierbem, da, îl fierbem, îl fierbem. Untură. Doamne, cum miroase. Untură, da, și untură ne trebuie. Facem aluatul pentru prăjitura cu mere, îl facem cu untură. Da, unt și aici este brânză sfărmată. Și mamă, untul e făcut de dumneavoastră, da, nu? Da, da, da. Brânză sfărmată, foarte, foarte bună. Știu că nu ești de acord. Ba da, ba da. Ba da, asta e foarte bună. O să mă încerte șeful. Asta e de fapt frământată. Eu n-am știut de care doriți, am făcut și frământată și telemea. Nu, asta e foarte bună. Asta e bună. Telemeaua e bună, dar acum în rețeta pe care o voi pregăti nu merge asta. Care? Nu merge telemeaua. Nu merge telemeaua, o luăm din asta? Foarte bună. E și asta multă. O luăm la noi acasă? Putem? Adică faceți donație? Nu, și eu că... Pe asta o luăm. Trebuie să ne spuneți cât ne costă. N-ați făcut o socoteală? Ba da. Bun. O rețetă secretă. O rețetă secretă? Da, neapărat. Păi o să vă trimit o carte de bucate. Cu 365 de rețete. Asta e promisiunea pe care o să o îndeplinesc. Mamă, ce greu e coșul. Lasă te ajut eu să am... Ohoho! Vă mulțumesc frumos, doamna Lia, sărămâna, sărutmâna. Nu se pare că o să mâncăm bine, îmi place ideea cu lactate. Sunt foarte curios ce o să facă până la urmă. Dar acum unde mergem? Mergem să luăm legume. Aici ne așteaptă doamna Gita. Da, miroase foarte frumos. Unde e și centrul de informare turistică și uite și o expoziție etnografică a Consiliului Local, Vidra. Se crea să cadă cu ochii după expoziție. După expoziție. Sărumâna! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Sau ce faceți? Bună! Bine ați venit în Comuna Vidra din județul Alba. Bine v-am găsit, că la mine e prima dată când vin aici. Aici eu am reușit să adun niște produse. Nouă de aici ne trebuie ceapă. Dar luăm sărumâna. Așa multă ceapă? Hai să o luăm așa pe toată, că vedem noi ce facem cu ea. La un moment dat mai mâncăm și ceapă goală. Exact. Da. Uite, când eram mică și avem ce aici cartofi. Călea mama ceapă. Morcov, știi? Mamă ce morcov, baban. Și îmi puneam pe pâine. Ai mâncat vreodată ceapă călită pe pâine? Nu, pe pâine nu. Am mâncat pe fasole, acum. Pe mâncare de dovlecei. Uite așa, cam așa ne trebuie. 5. Da, hai să mai punem încă unul. Așa. Că prea te uiți așa că sunt zgârcit. Așa. Acum o să luăm și roșiile astea. Da, mamă, ce bine. Deci miroase. Ce frumos miroase. Superb. Păi eu când vorbesc dumneavoastră, iertați-mă, dar superb. N-am putut să mă abțin și mi-am mirosit. Și vreo câțiva ardei, nu foarte mulți, iar ștevia o iau în totalitate, că mă inspiră foarte tare. Și cu brânzica asta, ce face? Și brânzica. Hai să luăm și brânzica, te rog. Și luăm brânzica. Haide că eu merg cu brânzica. Tu mergi cu brânzica. Eu merg cu brânzica. Da. Eu cred că foarte multe brânză au luat oamenii ăștia, nu știu ce-or face. Poate o brânză topită. Hai, gata. Cred că sunt două persoane, știu eu, foarte, cam pe aceeași formă de energie. Asta poate fi ceva creativ. Dar sper că Andreea să fi înțeles că Horia e șef. Sunt două personalități puternice. Cineva trebuie să găsească numitorul comun. Sper să-l găsească. Dacă nu-l găsesc, înseamnă că vor pierde. Hai să luăm pe asta mai mare.
că asta a ajuns la maturitate. Am adunat ceva floricele. Mă duc la Horia acum, că mă ceartă sigur după aia. Partea feminină se pare că e superbă. O să avem un decor de flori. Iată implicația culinară a Andrei. Felicitări! M-am apucat de pregătitul tarte pe care o coc orb, cum se spune. Blind. Și mult mai bine poți întinzi aluaturi sau să le frămânți pe lemn, care este neutru din punct de vedere al temperaturii. Nici nu se încinge tare, dar nici atunci când e frig nu se răcește foarte tare. Deci recomand tuturor. Am aici niște grâu pe care nu o să-l împart la păsărele, dar o să-l pun și o să coc tarta. Ok, acum jap. L-am pus aici. Întind bine pe margine, da? Corea, cam singur, dragă, ce faci? Îmi dai după ciuperci sau după flori? Că văd că la bucătărie pas. M-a lăsat singur aici, să știi că mă așteptam să nu mă ajute. În pădurea cu alune aveau castă doi pitici. Noi. Bună, vorbeam de tine. Da? Ai adus flori? Ai adus trandafir? Bravo! Da, și panseluțe? E miroase. Bun. Știi ce am aflat despre trandafirul ăsta? Vai de mine, că ce din bine el se face dulceața de trandafir. Da, din ăsta, da. Dar miroase, exact cum miroase. Da, asta o să le folosim la mâncare. Fii atent. Zi. Iei și tai de aici. De acolo vrei, da? Să tai, da. Și le speli, da? Și le spăl. Hai. Pe toate. Ia farfeca. Ia-ți floricele, n-ar că sunt foarte bune. Îmi trebuie petalele. A, da? Da, petalele îmi trebuie. Păi și le pun aici, tot unde țin floricelele, pun și petalele? Da, te rog frumos, pentru că trebuie toate spălate. Avem nevoie pentru tarta noastră 250 de ml, adică o cană de smântână, o cană de lapte. Așa. Am nevoie de 2 ouă, de un gălbenuș, da? Asta e compoția de bază. Astea le iau așa, da? Uite, da, rup așa, doar te rog frumos. Da, da, așa, frumos. Ia uite-l ce frumos e trandafirul. Bun. Ăsta, dar e cam greu. Stai să sare. Punem sare. Da. Chiar dacă mai avem ingrediente sărate, trebuie să punem puțin tică sare. Da. Un pic de piper. Da. Și acum o să-mi aduc telul, o să aduc smântâna, o să aduc laptele. O cană curată avem aici, da? O mai șterg un pic. E bună? Pac. Astea-s foarte bine. Și hai să pregătim tarta, ne uităm la ceas, da? Mă duc să spăl florile? Da, te rog frumos. Și nu le las în apă, nu? Le spăl? Nu, le și spăl, după dar frumos. Nu torni apă pe ele, le clătești frumos înainte, le bag, da? Sub apă? Sub jetul de apă? Tocmai să spuneam, nu. Nu. Le bagi sub jetul de apă, dar nu toată odată și să păltească apă pe ele. Secretul florilor, dragi prieteni, cum se spală florile? Senzațional. Păi și cum? Iei fiecare sub jet de apă. Hai, 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 hai că poți. Ia uite ce, uite-te cum poate să arate de bine, este visul oricărui bucătar, să aibă ingrediente de asemenea calitate, proaspete și absolut naturale. Zi-mi și mie cu tajinul ăsta, cum se gătește? Tajin. Tajinul e denumirea marocană a unui preparat, dar și al vasului în care gătesc. Nu e nimic a ieșit din comun, o să sotez puțină ceapă. Da. O ceapă aici, pe care o pun în vas, da? O să strecor marinada. O să o pun împreună cu iepurele în vas la o temperatură mai joasă, vreo 5-10 minute să se obișnuiască vasul, după care se va coace, fierbe, înăbuși timp de vreo 2 ceasuri. Oho! Poate cum plus. Mult. Dar vasul ăsta îl găsim să-l cumpărăm și la noi în România? Vasul am cumpărat din România. Da? Republica România. Ai, ce poftă îmi face. O să fie ceva senzațional. Păcat că așa puțin ciolanul. Dar-s convins că așa trebuie dozat ca să nu se simtă prea puternic fumul în tarta propusă. Hai, gata, gata. Că pun mai repede ca tine. Eu care sunt de seamă cu Matusalem. Hai, hai, hai. Gata, uite. Trop. Rop. Gata. Acum punem liaisonul aici. Liaison? Da. Vine din franceză. Ce ai făcut? Am pus ouăle. Ouăle. Deci 2 ouă
și un gălbenuș pe care le-ai numărat tu. Păi da, dar după aia n-am văzut ce ai mai făcut. Așa. Am pus mântână, erai lângă mine, dar erai cu gândurile în altă parte. Eram cu nu eram. Erai cu florile. Nu tu. Eram, am fost doar cât ai făcut gălbenușul. Doar cât și ai fost cu gălbenușul. Am fost la flori, de aia. Smântână, da. 250 de ml și cam 250 de ml de lapte. Și acum călătorim direct spre le cuptor. Hai, de drumul. Și o să iasă o tartă moțească, da, mi ajută, dar și arată bine. Următorul lucru este să pregătim tajinul. Tai bucăți mai mari. Da. Da. Oh, da, ce mari. Și stai și o bucată mai mică, să mănânc și eu puțin. Să stai și ție, nu? Un pic așa, dacă vrei, dacă da, ești tu vreau. Bun. Sunt bun. Hai, cu Doamne ajută. Bun. Aici am. Horia, să-mi dai numărul de telefon. Așezăm. Te sun. Când devii talentată, nu? Când da, cine știe, poate vreau să-i fac soțului vreo surpriză. Vrei să mă aduci acasă sau cum? Să te sun să... A. Dar pot să te aduc și acasă și gătești tu și zic că am gătit eu. Ia uite ce adică idee bună. Eu... Iepurașul? Da. Cam asta treaba. Eu eram iepurașul. Da. Putem aici... Cu care din iepuri vorbeai? Putem aici... Așa. Să ne jucăm. Băgăm din astea mai dodoloase. Tajinul are într-adevăr un secret, după cum vezi, este o cratiță. Punct, da? Să se un capac. Foarte simplu, doar că temperatura va face ca lichidul să fiarbă. Aha. Și începe să condenseze apa. Știi cum atinge marginile care sunt în contact cu exteriorul? Se răcește aburul și se transformă în condens, în apă, da? Care va cădea înapoi, dar cade într-un fel care ajută mâncarea să se facă bine. Este un secret pe care marocanii l-au descoperit. Dar mai zi-mi un lucru. Tajinul ăsta se poate băga și în cuptor sau trebuie jumătate să rămână afară? Adică eu acasă, dacă vreau să fac, trebuie să bag ăsta în cuptor sau să-l țin pe aragaz? Pe aragaz. Pe aragaz, păi asta era important. Important e să-l punem întâi la temperatură mai mică. Mai mică. Da? Păi și la aragaz, de exemplu, cum îi dăm? Îi dăm focul mic. Îi dăm întâi focul mai mic, de exemplu. Și după aia dăm focul mai mare, de exemplu. După aia dăm focul mai mare sau îl punem pe ochiul mai mic și după aia pe cel mai mare ochi. Foarte bine. Nu? Deci reinterpretarea tajinului marocan. Este o salată care cu siguranță va place tuturor. Dacă o răsucesc așa și o tai foarte fin, se numește chiffonad. Din franceză, da? Dacă o tai așa, este salată cum îi place lui Horia. Românească. Băi, îmi adică place să simți. Chiffonată mai bine decât chiffonad. Da. Amestec? Te rog din tot e sufletul. E bine așa? Da. Ulei de măsline. Așa. Un pic de oțet. Amestecă. Asta o vom amesteca împreună cu restul dressingului. Așa. În momentul final. Aha. Acum ceapa s-a amestecat cu ștevia. Perfect. Dar de ce ai ales oare totuși ștevia? De ce n-am mers pe un macriș de toamnă? Sau să vii mers pe ceva, pe o salată, sălătica de munte? Cat ceapa pentru gălbiori. Gălbiorii sunt spălați, curățați. Trebuie să-i pregătesc cu smântână. Îmi facem așa. Împreună. De fapt, salata o să ocup de ei. Salata de ștevie e gata. Dressingul pentru ștevie e gata. Tarta e gata. Prăjitura mai e gata. Mai avem... Perle să le tăiem. Acum facem crema de vanilie. Tajinul este gata. Am băgat legumele pe stel. Suntem aproape de final. Deci tajinul este într-un mare fel. Este, da. Bun. Îmi cumpăr și o bol deci, din ăla. Deci îți cumperi bol, să-ți cumperi. Da. Avem nevoie de 9 gălbenușuri. Asta este bază pentru crema de vanilie. Aha. Deci gălbenuș. Englezii zic custard cream sau cum îi zic francezii, crema anglaise. Dacă nu-mi spuneai și cum spun francezii. Noi dacă i-am mai băgat ăstuia încă vreo 50 de grame de făină, 60 de grame de făină. Așa. Și am aruncat laptele fierbinte, da? Atunci cu siguranță am obține o cremă de patiserie. Da? Crema asta noastră când va fierbe trebuie să ajungă pe la vreo 82 de grade, 83 de grade în centru geometric.
adică în mijloc. Vrei să bag eu? Folosești încheietura. Fără să folosești foarte mult mâna. Aha, deci îți obosește mâna. De în poanie, foarte bine. Ai făcut balet? Am făcut gimnastică ritmică. Făcut gimnastică de performanță. Deci poanie, da? Știu, da. Asta mi-amintește că pe vremuri făceam lată de pasăre. Într-adevăr foloseam în loc de făină zeamil, dacă mai știi horea, zeamilul de pe vremuri. Și bineînțeles, batonul de vanilie, atunci nu prea era zahăr vanilat, dar acum merge așa. Îmi plăcea foarte mult și la fel de gustoasă. Acum punem totul aici. Așa. Hopa. Ce hopa? A curs un pic. Mai nimica. Bun, gata. Gata. Acum am aici 100. O ustensilă specială, da, care îmi indică temperatura din vas. Da, amestecăm. Amestecăm. Și amestecăm. Pe noi ne interesează să o facem la o temperatură blândă, care să ne permită să se creeze un sos. 83-85 de grade. Dacă depășim temperatura asta, atunci se fac jumări. Aolo. Trebuie să-l poți să-l torni. Când va fi gata, o să punem un cup de unt, dar micuț, da, și un pic de folie la suprafață ca să nu facă crustă. Deja îmi plouă în gură, să vedem ce se mai întâmplă. Acum... Nu ce că... drăguț, ce drăguț, da? Ce drăguț. Băgăm aici. Da, și scoatem miezul ă. Și ă, da? Da. Vrei să fac și eu? Aha. Deci, bag așa. Ori te-ai uitat, ori nu te-ai uitat. Păi m-am uitat, dar stai un pic, că e prima dată când fac. Ușurel, nu te băga tare, mă. Nu, nu-i bine? Cam mult. Așa. Bagă. Nu, nu. Întâi bagi. Aha, am Hai. Băgat. Da. Așa. Și aici ușură. Ai zis nu tare. Tarta e gata? Gata. Tarta e gata. Sata e gata? E gata. Dressing-ul e gata? E gata. Decorurile le avem. Da. Bun. Locul 2. Gălbiorii sunt gata. Trebuie să mai adăugăm smântână și coniac la final. Și polenta avem ierburile. Da. Pabonjur. Să fac în 3 minute cât se de la masă. Așa. Locul 3. Tajinul. Finisat? Da. Locul 4, prăjitura e gata? E da. Gata. Trebuie să da. O tăiem, dar e joacă de copil. Da. Perlele avem marinate, le avem marinate. Sosul de vanilie e gata? E gata. Trebuie să ne îmbrăcăm. Ce frumusețe! De caleașcă, exact ca pe vremuri, da. Exact nu ca pe vremuri. Nu, nu se răstoarnă. Asta la fix. Da. Ce frumos! Wow, ce frumos! Da, ce biserică am nevoie cu o trezată, Avram Iancu. Doamne ajută! Doamne ajută să fie bine și să mâncăm sănătos. De-abia aștept! Tu vrei chiar să câștigi? Păi ce să facem? Pentru tine vreau să câștigi, să duci tradiția în Franța. Da, fraților! Avem locuri minunate. Eu cred că avem ce dezvolta aici și ar fi bine să ne întoarcem și acasă și să ne cumpărăm fiecare o casă și un teren. Asta ar fi un act revoluționar. Hopa! Oh, ce frumos e! Super! Românii, să vină să vadă zona asta. Suntem în Alba. La Vidra. La Vidra. La Vidra, în județul Alba. Unde s-a născut Avram Iancu? Suntem la 60 de metri de biserica în care a fost botezat Avram Iancu. Și la 300 de metri de casa memorială. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mamă, uite, ca o zeiță în Grecia antică. Mă duc și tu ca un zeu ești. Un zeu. Ce cadru ne-ai primit. Ce cadru, bojurică. Salutăm cu respectul maestru. Îmi pare bine, îmi pare bine. Lasă-mă acum, maestru. Deja pentru locație, nu știu ce să vă spun. Felicitări. A fost foarte frumos. Vreau să mulțumesc și eu pe... acum domnului procuror și soției pentru bunătatea cu care ne-au găzduit. Tatiana, ce loc, da, minunat. Titiana, haideți, frumos, haideți la masă. Haideți, hai că venim. Voi. Doamne, toți cei care ne-au primit aici au fost minunați și într-adevăr i-a fost altă ambianță așa. Pot spune absolut cu mâna pe inimă că astea ultimele două zile, ieri și astăzi, mi-au dezvoltat dragostea asta pentru peisajele românești. Fără niciun fel de glumă, așa ceva eu nu am văzut până acum. Și ce apreciez la Horea, că și-a luat un port popular elegant pe el, care chiar îl prinde bine și se asortează foarte bine și Andreea cu el. Eu cred că e treabă superbă. Dacă așa este și mâncarea, înseamnă că vom pierde. Am făcut limonadă. Da, așa. Sticlă de ceramică, super. Limonadă. Menta, uite de acolo, ai, vezi? Da, de acolo e. Ce beți? Beți din asta
colorat. Eu tot afinată vreau. Felul în care ne-au primit a fost de 1000 de ori mai puternic. Noi i-am impresionat cu primul fel de mâncare și prezentarea, dar masa noastră nu era genială. Adică n-am pus floricele, n-am făcut ceva bucolic, păcat. Aperitivul. Mersi. Sinceră să fiu, când am văzut aperitivul, am zis, am pățit-o pe ziua de azi. Am pățit-o. Zic, gata, au câștigat din start. Ne-am speriat. Am vrut să fie franțuzesc, dar am folosit numai ingrediente de aici. Omletică. Nu cred. Nu, e o tartă. E o tartă. Cu brânză frământată, caș frământat de oaie. E frământat chiar de oaie? Nu de oaie. Caș din brânză de oaie. Din... Frământată. Hai, doamne, Hai să rătăți. Și ciolan de porc. Am construit meniu cum știu eu mai bine să-l construiesc. Chiar dacă mi-am mai schimbat puțin opțiunile, așa, după ce am văzut ce au gătit ieri și cam cum ar fi vrut ei. Asta este o salată de ștevie de toamnă, cu ceapă albă și un dressing din roșii cherry coapte. Adică și... o salată detox total. Eu de-abia aștept să mănânc. Hai, Doamne, ajută să ne mai și închinăm. Așa. Da, vă rog frumos. Deci, vă rog frumos. Să știi că am venit înfometați, ca să știi. Păi am venit să stau și noi aseară, masa, da? Normal. Da, și mie mi-e foame. Tarta aceea, sau cum zice, plăcintă din zona, chiar gustul pronunțat de brânză de oaie, din zonă, de oaie. Domnule, gustul ăla autentic. Prea mișto, prea mișto. Corect, corect. Ați mai mâncat vreo salată de ștevie cu ceapă? Asta, ce este, asta este personală. Absolut personală. Vreau să dezvolt bucătăria românească și să o pun într-o lumină mai elegantă decât a fost până acum prezentată. Ceea ce e foarte important este că trebuie să folosești ceapă albă. Da. La această salată. Ștevia nu prea se mănâncă bine. Sorel, îi zic englezii și francezii o folosesc, dar nu în felul ăsta și nu cu ceapă. Deci e bucătărie românească ajutată să crească. Reinterpretată, da. Ștevia de pe aici, de pe munte? Da. Da. Totul e de aici. Păi nici nu prea ai de un soi din altă parte. Nu e ștevie de hipermarket, a? Nu e, nu e. Nici nu se găsește toamna. Pe mine m-a impresionat foarte tare locul unde am luat cina și unde am pregătit toată masa. Efectiv a fost un colț de rai, putem să-l numim așa, fără să exagerăm. Mi-a plăcut cum a fost îmbrăcată Rona. Frumoasă rochia de zeiță, generoasă, cum se spune. Și mie mi se despică ăsta, așa? Dar nu atât, nu? De adânc. Dar la mine n-are ce să se despice, deci am mers pe ei din astea vechi, da, de a 100 de ani. Se deschidea... până la buric. Oh, nu era chiar până. Apa. Dar, cum să zic, mie îmi place natura și îmi plac priveliștile astea naturale. Ne place, am primit cel puțin. Dressing-ul cu ce este? Roșii cherry le-am copt. Le-am pus într-o tigaie, s-au încins bine, la sfârșit am stropit cu oțet. Mi-a plăcut și culoarea rochiei. Frumoasă, da. Frumoasă și în cadrul ăla verde, așa. Și mi-a mai plăcut țuica de prune. Am gătit foarte bine. Avem o sată mare. Și bacon nu poți prăjit înainte sau... Nu bacon, e ciolan. Ciolan, pardon. Triunghiul acela minunat din brânză de oi cu omletă sau așa, putea fi un pic mai mare. Da. Dar eu mi-a la mine, în primul rând. Mi-aș fi dorit să servesc un pic mai mult din el, pentru că mi-a rămas un pic de salată și îmi plăcea să le combin. Da, în fine, asta e doar o... Fine, l-am devorat. Te ocupi tu de ei, te rog frumos, dacă mai... Eu mă duc să... Am pus apa la încălzit. Da, eu zic să mă ocup să iau... Pregătesc felul 2. A fost ceva ca lumea, adică o mâncare, ca să zic așa, serioasă, n-a fost lejeră, hai, 3 frunze, 7 paie. Deci... Pe hipercalorică, nu așa să zicem că dă un aport, dar... Dar bună, foarte savuroasă. Ce mămăligă de-a noastră, pe care am pregătit-o până la un moment dat ca pe mămăligă. Adică am pus apă a fiert, am adăugat mălaiu, după care... La un moment dat am început să pun smântână dulce și adaug treptat
în așa fel încât compoziția să nu rămână tare, cum e mămăliga noastră, ci să fie ușor fluidă. Vezi? Am adăugat verdeața la un moment dat, nu de la început, pentru că nu vreau să se piardă tot aroma, ci să rămână încă în ea, să fie așa, să mângâie. A fost bun, n-am încercat de două ori ceea ce am fi vrut, ca să putem să gustăm toate. Le girol, adică gălbiori. Acum trebuie să mai adaug doar coniacul pentru parfum, las un pic să explodeze parfumul și să se mai piardă din tăria alcoolică, după care pun smântâna, pamojul. Timp în care gata și pomăliga. Șap, șap, șap. Hopa, hopa! M-a făcut frumoasă. Te rog frumos. Mersi! Gălbiorii cu sos de smântână se mănâncă în bucătăria românească. Am băgat coniac, m-a apropiat de bucătăria franceză. Jos este o mămăligă moale cu smântână făcută, cu ierburi, foarte parfumată, cu mălaiu făcut un picuț, cam cum se face... Grisul cu laptă. Da. Nu foarte, foarte omorât. Dar nu ne fiert. Am înțeles. Iar șanterelele sunt făcute cu coniac de bună calitate. Coniacul din Ciuperci mi-a plăcut pentru că le-a schimbat gustul. Deci gălbiorii respectiv pe care îi cunosc și îi recunosc pentru că dacă nu-i văd în toate... specifică, exact, da? În toate felurile de mâncare din Franța, alea mai răsărite, fumărești și vă două, trei girole, câteva gălbiori, câțiva gălbiori și cam le știu gustul. Ei, el a reușit să le schimbe gustul. Le-a schimbat gustul prin coniac. Îmi place foarte mult. E bine. Foarte tare. Înseamnă că e cota de sus. Deci suntem o echipă senzațională. Eu mă laud în continuu. Stai, păi ai făcut treabă. Și la mine în gând mă laud, pentru că eu când mănânc nu vorbesc. Tu ai observat că azi am vorbit toată ziua, dar acum gata, m-ai adus la tăcere. Cred că tentația de a găsti pe stil franțuzesc a fost și pentru faptul că a avut grijă de română, da. Să le inducă o stare plăcută și da. De așa, și pentru că ar fi vrut să ridice un pic ștacheta, știi, da. Că Rona e pasionată de preparatul franțuzesc, zic, generic, și faptul că trăiește în Franța. Da. Și cu siguranță... Am vrut să mă răsfețe, da, exact. Azi de dimineață. Hai să stabilim meniu. Și începe și îmi spune, dai seama, eu fascinată, mă uitam la el ca la Dumnezeu. Și la un moment dat că spune, și eu o să facem niște gălbiori, zic, ce să ia? Ciupercuțe. Zic, nu, te rog din suflet, nu mai pot, am visat azi noapte. Nu că ăștia sunt altfel, au altă textură, nu mai sunt frumoase. Da, adevărul e ca o alt gust. De adevăr, preparatele foarte franțuzești, foarte. Adică chiar dacă erau anumite ingrediente românești și asta, declinarea era franceză. Și ciuperca, coniac, flambat, franțuzesc. Tot era francez. Cum ai un preparat pe care l-am făcut pentru tine? Pentru tine. Și tu nu l-ai spus în această seară, dar nu-i l-ai nimica. Zis ieri. Hai să vedem. Supă cremă. Șua la cremă, ce-o fi? Este un iepure cu măsline care nu este franțuzesc. Vine poate puțin mai mult de la greci, dar este foarte românesc, că se mănâncă și în cărți vechi de bucate, se mănâncă iepure cu vin roșu și măsline, mâncare românească. Mi-am pus clopul, ai, ce faină. Dar am venit și cu ceva. Nici nu știu la ce să mă uit, dar ai zis la clop. L-aș pune așa. Aveam 5 ani când l-am primit de la moșul meu, un costum întreg național. Deci am văzut, zice, ți-a rămas un pic mic. Stai seama, mi-am mai crescut puțin în capă. Din punctul meu de vedere, toate au arătat impecabil. Nu că au fost făcute de noi, că am muncit cu la cota, amândoi acolo. Au fost făcute de Horia mai mult decât de mine. M-ai făcut fericită. Și să știți că eu am fier legumele. Este mirosul decât da. De la mie mică. Eu m-am ocupat de fier legumele. Da. Să spui când poți să atac. Poți. După ce hai, da? Iepurul trebuie să fie foarte, foarte fragil. Ia să vedem. Chiar dacă de câmp. Că mi-a arătat tajina. Forma de tajină și am înțeles că e vorba de un vânat, zic wow! Mi se pare că amprenta personală la iepure a cam lipsit. Hai, Doamne, ajută! Dar română, mă bucur că vă faceți, sunt încântat. Deci așa ne-am gata, la mulți ani, multă sănătate, fac vă doresc. Fac un voiaj, și... sunt în altă țară. Îmi pare rău. O țară mai frumoasă ca asta? Nu se poate, parcă știu. Nici. Dar aici, cu iepurașul, mă simt la Montmartre. Da, pare sunt rău. Toate de aici, de pe munte. Toate și exact, sunt este un munte. De pe munte. Ia uite-te. Era super ca la carte.
Deci iepurașul făcut în vin, cu măsline și legumele bine, bine făcute. E, lipsea o nebunie, nu știu ce, nu știu, orice. Poate să rateze să-mi pună tarhon în loc de cimbru sau să-mi aducă o frunză de pe undeva de care n-am auzit sau... Nu știu, aș fi vrut o nebunie acolo. Un sos poate de muștar. Să nu exagerați, pentru că mai avem un desert. Eu aș fi fugărit acei cartofiori perfecți, i-aș fi fugărit în persiadă, îi zice. Este un pătrunjel cu usturoi. Îi fugăream un pic la cuptor, doar un pic, nu ulei, nici vorbă. Poate o țâră de grăsime de rață. Aș vrea să... facem o pauză. Așa. Și să mergem lângă focul de tabără, să ascultăm trupa Om și patru fete nemaipomenite care cântă la tulnic. Mie mi-a trezit foarte tare curiozitatea să văd ce înseamnă spectacolul al tulnicelor, pentru că tulnicul eu îl știu într-un singur fel tradițional, deci nu știu de fapt la ce să mă aștept. De-abia aștept să văd. Tulnicele aș duce în Franța, pentru că el reprezintă comunicare, de fapt. Comunicare mult mai importantă și unitate. Ierte! Foarte senzațional! Foarte senzațional! Bravo, trupă! Foarte, mulțumim frumos! Tulnicul românesc, ce frumos! Ce pot face dintr-un băț? Ce pot să scoți în două dobe? Foarte interesant! Dar știi, mi-au adus aminte de aborigeni. Tu cât ai frumos! Ia-te că ți-arăt! Tu cât ai frumos, așa! Nu mai dorme nimeni! Eu aș vrea să spun că au cântat nemaipomenit, dar acum ar fi momentul să ascultăm și ceva tradițional. Da! Contemporan, super. Tradițional! Ce ai fi chemat acum? Ce ai fi transmis ca mesaj? Le-ai zis să vină la masă. Oh, nu, iarăși! Ce era așa de pătort? Lasă că te trimit acasă. Lasă că jumătate a făcut infarct deja. Foarte. A fost mai frumos decât mă așteptam și cu siguranță le-a plăcut și celor care ne-au urmărit în fața televizoarelor. Aproximativ. Ia să vedem. Este un preparat. Mulțumesc frumos. Aproape franțuzesc, aproape. Dacă n-ar fi foarte românesc. Este o prăjitură cu mere ardelenească. Ia uite. Ușor interpretată de mine. Te rog frumos. Deci nici nu pot să mă apropii de cât de frumos este. Are merge foarte bine un vin dulce de desert la un desert ca ăsta. Un vin alb. La mulți ani, Doamne ajută! Desertul nu se potrivea pentru meniul pe care l-a pregătit. Desertul a fost foarte elaborat și foarte frumos pentru un restaurant, nu pentru locul în care ne-am aflat. Avem o cremă de vanilie. Doamne, ce-mi place mie crema! Cu ouă de țară, lapte fiert proaspăt. Și aici avem un picuț de pară caramelizată în ceva, da, cu coniac, zahăr și cu un coniac de foarte bună calitate. Para era făcut exact cât trebuie, nu mai mult, nu mai puțin, și e greu de făcut o para întreagă să aibă același gust. E foarte greu, pentru că unor poate să rămână jumătate de pară crudă. Și știu, mie îmi plac chestiile astea un pic așa, iar blatul a fost făcut iar în untură și ăla a fost ceva serios așa. Ce bun e!
Cu asta trebuia să încep, domnule. Ce să mai, cu asta trebuia să încep. Cred că sunt bune măritat. Nu vrei să facem un fel de duminică în familie? Eu cu familia mea și tu cu familia ta și tu gătești și noi mâncăm? Dar eu fii atent, fii atent că vin și eu și te ajut. Îmi spui ce să fac, ai văzut că fac. Fii atent că ne notează. Ne-am organizat bine în seara asta, ce să mai... S-a văzut foarte bine. Cum să se vadă din afară decât foarte bine? Depinde cine ne-a privit. Dacă ne-a privit un profesionist ca mine, cu siguranță ar fi trebuit să spună, bă, n-ați pus șervete pe masă de hârtie, șervețele și nici șervete ca să punem pe picioare. Dă-ne un șase frumos ca să nu fie masa galopă. Nu contează notele. E profesor. Eu-l cred, da. Deci, așa e. Ai șervete la restaurant? Am șervete la restaurant, dar nu le pun tot timpul. Am greșit. Wow! 10? Domnul Horia, ce mă enervezi? Colegul meu de echipă le-a dat 10. Eu nu mă așteptam la 10 de la Horia. Eu mă așteptam la un 8 de la Horia, sincer să fiu. Era ceva roz cu sfeclă, nici ție nu ți-a plăcut. M-am mordărit pe pantalon. Da, și cu ciuperci. 9! Felicitări! Cu felicitări! Aha! Eu am crezut că ai dat ori 7, ori 8. Nu, bă, nu am că ai dat 9. I-am, dacă tu ai dat 10, eu am zis, hai să scad un punct. Mai bine scădeam 3. Domn profesor a dat 9. Da, domn profesor a dat 9. Am făcut o medie între 10 și 8. Între 10 și 8. Și Rona a dat tot 9. Aha! Sunteți câștigători! Atâta timp cât... efectiv, știi că e vorba românească, lingi farfuria de fiecare dată când ți-o aduc, nu înțeleg de ce îmi dai 9. Au fost porțile mici. Auzi? Tu să taci. În seara asta vorbesc numai eu. Da. Dar înainte să termin cu discuțiile, am aici pentru voi. Avem aici? Nu vine să cred. Știți că dacă aș fi gătit pe numai eu la acolo, nu știu să vadă. Ajută-mă! Și studenții. Cerem scuze celor care și-au mâncat televizoarele poftind la deliciile gătite azi. Pentru cei care au încă televizor, anunțăm că au învins Rona și Vali. În inima noastră însă, câștigătoare sunt ambele echipe. Am zis. Dar ei nu meritau 10. Orice ar fi, mai îmi spune asta. Că aici nu dăm note pentru caracter și pentru frumos. Deci eu am fost la două emisiuni Cireașa de pe Tor și n-am câștigat niciodată această distinție. Niciodată, așa că mă bucur foarte tare. La mulți ani, să rămână. Mulțumesc din suflet, abia aștept să ne revedem la următoarea distracție, indiferent ce-o fi și cum o fi. Sunteți minunați. Cu camere, fără camere. Important e că am făcut o echipă minunată. Eu sunt n-am fost aia, aici de 30 ceva de ani. În America nu prea sunt piețe, am fost și pe acolo. Mai găsește în câte un oraș, câte o piață din aia, de modă veche, cam cum e până Europa, dar nu peste tot. În piața asta, de fapt, e o piață asta obor. Dacă stau bine să mă gândesc, nici nu știu dacă exista când eram eu tânără. Pe vremea aia, nici nu existau piețe. Păi nici nu existau bani. Ăsta cât e? E mai scump? Ăsta e 10 lei și ăsta e 6 lei. A, până ne zgârtim la 4 lei. Da. Îl luăm și pe ăla și pe ăla. Prea mult usturoi, ce vor să facă cu el? Măi, tu știi că roșiile, roșiile din România sunt altfel. Mă lăsați-mă, băi, frate, că sunt semințe din Olanda, din China, din Togo. Nu mai avem semințe de legume românești. Nu mai sunt legumele cum erau pe vremuri, că și ochelarii au început să se răzvrătească și sar peste tot. Deci, dacă suntem de vârsta asta, mâncăm varză. Că varza... Ca să fim varză? E anti-inflamator. Dar varza e anti-inflamator. Varza e anti... Morcov, eu mă duc câte timp să cumpăr. Câtă iubire există între ăștia doi? Se numesc Dual Carrots. Domn Aurel, vă iubesc! Love you!